Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. Doi miniștri s-au aflat în vizită scurtă în județul Argeș. Vorbim despre ministrul delegat al fondurilor europene, Marius Niță, și despre ministrul dezvoltării regionale, Paul Stănescu. Cei doi oficiali s-au întâlnit cu autoritățile județului Argeș pentru a semna un contract de reabilitare pe fonduri europene a unei galerii de artă, dar și pentru a discuta despre alte investiții la fel de importante ce ar urma să aibă loc în Argeș. La Consiliul Județean Argeș, în prezența ministrului fondurilor europene și al celui de la dezvoltare regională, a fost semnat contractul de reabilitare pe fonduri europene a galeriei de artă Rudolf Schweitzer-Cumpăna. Cu 4 milioane de euro, galeria din centrul Piteștiului, aflată acum într-o stare evident de degradare, va fi reabilitată. Eveniment dedicat, în primul rând, semnării de un nou contract european. Vă reamintesc că județul Argeș a mai semnat un contract european pe infrastructură rutieră în luna decembrie. Acesta este al doilea pe care astăzi îl semnăm, este contractul galeriei de artă Schweitzer-Cumpăna, ocazie cu care avem plăcerea ca în fața dumneavoastră să îl semnăm. Și urmează celelalte două cu certitudine, care sunt pe fluxul tehnic. Este vorba de Cetatea Poenar, așa după cum știți și v-am informat în repetate rânduri, și de Muzeul Județean. Sunt garanții, aș putea spune, că și al doilea drum propus, tot pe fonduri europene, respectiv 503 drumul județean care intră în județul Argeș pe la Popești și vine spre autostradă, spre A1, va beneficia tot de fonduri europene. Vă încurajez să depuneți proiecte împreună cu domnii primari. Chiar eram lansat axa pentru iluminat public, destinată municipiilor și orașelor, iar obiectivele Ministerului Fondurilor Europene, Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene pentru partea de fonduri europene pentru acest an sunt două. În luna decembrie 2018 să avem un procent de absorție cuprins între 15 și 20%, și lansarea tuturor liniilor de finanțare disponibile, a tuturor celor 23 de miliarde de euro, bani care pot fi cheltuiți până în anul 2023. Cu acest prilej, reprezentanții Ministerului Dezvoltării au vorbit și despre proiectele care sunt în lucru sau despre investițiile guvernamentale ce vor avea loc la Pitești. Există un program, Programul Național de Dezvoltare Locală, un program pe care toată lumea îl apreciază, sper să fie apreciat și în județul Argeș, în care s-au alocat un program care în prima parte au fost alocați 16 miliarde de lei, în a doua parte PNDL 2 a intrat în rutină, PNDL 30 de miliarde de lei, spun eu, o sumă foarte importantă pentru dezvoltarea României, bani care au fost repartizați pe județe, și aici aș vrea să punctez să înțeleagă toată lumea, nu au fost repartizați în niciun alt fel decât așa cum vă spun eu, patru criterii au fost, și anume repartizarea banilor din Programul Național de Dezvoltare Locală pe județe a fost repartizat în funcție de capacitatea financiară a județului, suprafața județului, numărul de locuitori și numărul de UAT-uri. Și despre centrul ocuritoare avem vești bune. Domnul ministru Nica, vom continua discuțiile în perioada următoare, va face niște demersuri mai aplicate și vom vedea și cu domnul ministru al transporturilor, pe care îl vom ruga să se implice mai mult și va fi invitat. Discuțiile le poartă domnul președinte Șerban Baleca pe această temă și iarăși va fi un lucru foarte important realizarea acestei centuri ocuritoare care leagă autostrada Pitești-Craiova de autostrada de culoare 4 Pitești-Sibiu. O femeie însărcinată a fost salvată în ultima clipă de către medici după ce chiar fratele ei a înjunghiat-o. Bărbatul a lovit-o cu o pilă de drujbă și a rănit-o destul de rău. Doctorii au operat-o de urgență. Spun că acum amândoi, atât mama cât și copilul, sunt teferi. Femeia în vârstă de 31 de ani locuiește în aceeași casă cu fratele care a rănit-o. Femeia este cunoscută cu probleme psihice și nu se știe cine este tatăl copilului. Scandalul a pornit după ce și-a văzut fratele beat și i-a reproșat că nu o ajută în gospodărie. Furios, bărbatul a lovit-o cu ce a nimerit, cu pila unei drujbe. A sunat apoi la ambulanță și a spus că nu știe de ce sângerează sora lui. Îți pare rău? Da, îmi pare rău. Nu ți-a fost milă să o lovești așa însărcinată? Păi mi-a fost, domnule, milă, după aia mi-am dat seama.
Femeia a fost operată de urgență, iar medicii susțin că hemoragia ar fi putut-o omorî. În acest moment, ambii sunt în afara oricărui pericol. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au luat măsura reținerii față de un bărbat de 33 de ani din Leordeni, bănuit de săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În urma cercetărilor a rezultat că acesta, pe fondul unui conflict, a aruncat cu un obiect contundent către sora acestuia, care este gravidă în luna a noua. Bărbatul a fost dus în arestul poliției, iar procurorii vor să-l supună expertizei psihiatrice pentru a constata dacă poate răspunde sau nu penal pentru fapta sa. Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital după ce a încercat să aprindă focul în centrala termică cu benzină. Imprudența l-a costat scump, s-a ales cu arsuri de gradul 1 și 2 pe picioare, mâini și cap. Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență la Voinești, acolo unde locuința a fost cuprinsă de flăcări. Două echipaje cu două autospeciale și cu apă și spumă s-au luptat mai bine de două ore cu flăcările care au mistuit acoperișul casei cât și mansarda. Un vâlvătaie amenința să se extindă la fața locului, a mai fost solicitată și a treia autospecială. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. Ajuns la fața locului cu două mobile, am constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de 80 de metri pătrați la acoperișul unei case, ardea și mansarda casei. Incendiul se pare că a pornit de la centrala termică, ori focul nesupravegheator a lucrat în centrala termică proprietarul. Proprietarul a suferit arsuri de gradul 1 și gradul 2. Din câte se pare, incendiul a pornit de la camera centrală a locuinței, unde s-a produs din imprudența proprietarului. Acesta a încercat să aprindă lemnele cu benzină, moment în care a izbucnit focul și s-a extins cu repeziciune. A primit însă îngrijiri medicale la fața locului, unde a fost asistat de un echipaj MURD, după care a fost transportat cu ambulanță la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, prezenta arsuri de gradul 1 și 2 pe picioare, mâini și față. Decembrie a fost o lună de foc pentru jandarmii argeșeni. A avut loc înmormântarea regelui Mihai I al României, un eveniment care a necesitat o mobilizare importantă. De asemenea, au fost sărbătorile de iarnă, care au însemnat numeroase acțiuni în stradă, iar pe 31 decembrie au fost intervenții pentru salvarea a 130 de turiști. Luna decembrie anului precedent a fost una de foc pentru jandarmii argeșeni. În primul rând, aceștia au asigurat cu succes măsurile de ordine și liniște publică la funeraliile regelui Mihai I al României. Măsurile de ordine publică în zonă au fost asigurate în mod integrat de jandarmi, poliție și pompieri cu posibilitatea de suplimentare în funcție de situație, sub conducerea inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Structurile de ordine și siguranță publică are Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș și grupările de jandarmi mobile Frații Bujești, Craiova, prin elementele de asigurare mobile, de dialog, de cercetare, documentare, de prevenire și combaterea faptelor antisociale și rezervă, au asigurat protecția participanților în zona imediată pentru prevenirea și stoparea unor tulburări sau fapte antisociale. Jandarmii argeșeni au avut de furcă și cu cei care au vândut petarde și artificii în apropierea sărbătorilor de iarnă. Jandarmii argeșeni au descoperit peste 100 de baterii de focuri clasa a doua și a treia, dar și 1000 de petarde. Obiectele periculoase, a căror deținere este interzisă, erau ascunse în diferite autoturisme, aflate în parcarea pieței tribale, Piața Războieni. Chiar pe 31 decembrie, jandarmii argeșeni au avut o altă misiune dificilă. Au mers în sprijinul colegilor de la Brahova, unde 130 de turiști au fost blocați la stațiunea Babele. Astfel, jandarmii montani din trei județe, Argeș, Dâmbovița și Brahova, participând la operațiunea de recuperare a lor și coborâre de pe munte, turiștii au rămas pe munte pentru că autoritățile au decis să oprească telecabina din cauza vântului puternic. Efectivele din cadrul jandarmeriei Argeș au intervenit în sprijinul jandarmeriei Prahova pentru a ajuta la coborârea celor blocați pe traseul turistic care duce la cabana Peștera, de unde au fost apoi preluați de mijloace de transport. Printre cei rămași pe munte se aflau și copii. Misiunea s-a încheiat cu succes și nu au fost întâmpinate probleme pe durata desfășurării acestuia. Eu am fost sunat în jur de ora 2-3 și a terminat dimineața la 4. Au ajuns jandarmii noștri montani și de la Reful și de la Rucăr la bază. Doamnelor și domnilor, urmărim împreună acum știrile din sport.
Basketbaliștii piteștenii au trecut cu brio peste înfrângerea de la mijlocul săptămânii trecute cu UBT Cluj și au reintrat în obiectivul fixat de conducerea clubului. BCM UFC Argeș a câștigat la o diferență de 7 puncte, scor 74-81, confruntarea din deplasarea cu BCSCM Timișoara, una dintre echipele cu care se luptă pentru a termina sezonul în careul de ași al competiției. Derbiul la Violet a fost unul destul de echilibrat, ambele echipe având momente când au condus pe tabela de marcaj. Începutul primului sfert a aparținut gazelor care au condus cu 12-5, însă argeșenii au revenit și au restabilit egalitatea până la finalul primelor 10 minute. Piteșenii au intrat la pauza mare cu un avantaj de 5 lungimi grație reușitelor lui Agafonov. Bănățenii au încercat să vină în joc, însă argeșenii au mărit ritmul și au reușit să se distanțeze la 11 puncte. Leini Bănanu au cedat și au reușit un ran de 26 prin care și-au trecut în avantaj la o posesie. Scorul final a fost de 81-74. Pentru BCM UFC Argeș, care a urcat pe podiumul clasamentului. Ucraineanul Andriy Agafonov a fost cel mai bun marcator în partida de la Timișoara. Pivotul piteștenilor a marcat 29 de puncte și a reușit astfel să-și depășească recordul personal. Andriy Agafonov a înscris 29 de puncte în cele 32 de minute petrecute pe parchet. Ucrainianul a înscris toate aruncările din acțiune pe care le-a încercat. A aruncat de 9 ori în interiorul semicercului și de 2 ori de la mare distanță. După partida cu Phoenix Galații de duminică, basketbaliștii argeșeni vor avea un program infernal. Alvioleții vor întâlni în deplasare SCM Craiova și CSU Sibiu, două dintre echipele cu pretenții ale campionatului. În partidele din tur, argeșenii au avut nevoie de reprize suplimentare de prelungiri pentru a se impune. Dacă vor reuși să iasă cu bine din aceste două întâlniri, piteștenii au mari șanse de a termina sezonul regulat în careul de ași al competiției. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim la știri mâine la Observator, Antena 1 Pitești. La revedere!